Serviciul Comunicare al Spitalului Municipal de Urgență Roman confirmă existența în unitatea sanitară a unui nou focar de COVID apărut la pacienți și la personalul medical. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Municipal de Urgență Roman, Andreea Trifan, a recunoscut apariția acestui nou focar și ne-a informat despre măsurile luate de conducerea unității sanitare pentru limitarea răspândirii focarului. La Spitalul Municipal de Urgență Roman s-a depistat într-adevăr un nou focar de COVID pe secția de chirurgie, unde mai mulți pacienți și o parte din personal au fost confirmați cu virusul SARS-CoV-2. Pacienții internați și care în urma testării SARS-CoV-2 au ieșit negativi, dacă s-ar desăzântate la permis, au fost externați. Cei testați negativ care mai necesită internare au fost mutați în alte saloane pentru a se realiza dezinfecția și nebulizarea. Pacienții testați pozitiv au fost transferați la spitalele COVID. Pe secție au fost luate măsurile care de altfel s-au luat de la începutul pandemiei și până acum. În ciuda focarului, luându-se măsurile necesare, pe secția de chirurgie funcționează în parametrii normali. De remarcat în continuare că, în ciuda creșterii constante a gradului de infectare comunitară, modul de comunicare pe subiectul COVID este greoi, dificil și formal, din rațiuni care țin, se spune, de dreptul pacienților la imagine. De această dată însă ar trebui să primeze dreptul la informare al populației, care trebuie să știe din timp unde sunt focarele de COVID de care trebuie să se ferească.